să țină cont de aceea că venim la cimitir, în acest spațiu sacru, unde ne îndreptăm recunoștința profund către toți cei care au plecat, către toți cei scumpi și dragi. După un discurs de câteva minute despre importanța sărbătorilor pascale, Ludmila Boțan a fost întreruptă de primărița interimară, care voia să afle de fapt despre problemele cu care se confruntă instituția municipală în această perioadă. Eu v-am rugat astăzi să-mi faceți o prezentare cum sunteți pregătiți de sărbătorile de Paște. Dacă aveți nevoie de careva ajutor și să nu-mi citiți aici lecții cum trebuie oamenii să roage pe morminte. Ei s-au descurcat singuri ce au de făcut la morminte. După intervenția Silviei Radu, Boțan a rugat municipalitatea să-i ofere încă 20 de tomberoane pentru depozitarea gunoiului, care urmează să fie instalate în cimitirile din capitală. Potrivit datelor, pe teritoriul municipiului sunt aproximativ 185 de hectare de cimitir. Peste 150 de angajați se vor ocupa de salubrizarea acestor zone în perioada sărbătorilor.